350.000 de euro apartament cu două camere în Hamburg, la marginea orașului, doar trebuie să treci strada și ești în alt oraș, cu doar 70 de metri pătrați. Bun, înseamnă că dacă mai pun și eu acolo un 50.000, 100.000 de euro, iau și o casă, nu, ia să vedem. Aoleu, corazonul meu, 550.000 de euro pentru o casă normală. Mă, dacă ești normal la cap, nu știu. Deci, cam cât de mult trebuie să muncești tu ca să îți permiți toate chestiile astea? Băi, băgați-vă mămințile în capul Germania asta. Hai să vedem cum arată în Spania treaba, în Valencia. Hai să începem cu un apartament, să vedem cum stă treaba la apartamente. E, uite, deja aici e altceva. Deci, în Valencia, apartament de 102 metri pătrați, 3 dormitoare, pentru că aici se pun doar dormitoarele, deoarece sufragerea este mereu adițională, la etajul 4, 100.000 de euro. Și uitați cum arată aici, apartamentul ăsta. Deci, nu e deloc rău, scuzați-mă. Da, comparativ cu Germania, cu Hamburg, 350.000 de euro, deci din start de 3 ori mai scump acolo. Hai să vedem și o casă acum, ca să comparăm mere cu mere. Uite aici, în Valencia, 350.000 de euro, casă, în oraș la propriu, ai și piscină, 186 de metri pătrați, două dormitoare, pe lângă sufragerie, și garaj, și mi se pare o sumă mai digerabilă, să spun eu așa, față de 500 și ceva de mii de euro în Hamburg. Deci, după cum ați văzut, prețurile la imobiliare aici în Spania nu sunt așa astronomice față de Germania. Și credeți-mă că salariile nu sunt nici la jumate, nici la mai puțin de jumate față de alea din Germania. Deci, tu câștigi câteva sute de euro mai puțin aici în Spania, dar dacă vrei să-ți cumperi casa ta sau apartamentul tău, dai de cel puțin două, dacă nu de trei ori mai puțin pe acel lucru. Și cu alte cuvinte, îți poți permite să ai frumos casa ta, frate, că doar meriți asta, nu? Pentru asta ai venit în străinătate, să muncești, să te simți bine și să vezi la sfârșit că munca ta a dat niște roade. Tu ce alegi? Salariu mai mare și prețurile din Germania sau salariu puțin mai mic și prețurile din Spania? Aș fi foarte curios să știu asta în comentarii. Ne vedem și pe data viitoare cu alte videouri. Ba. Yeah.